Hai, prietenule! Hai, prietenule! Duce mai ia de una. Oameni buni, au venit ziua cea bună când e spart purcei, e scroafă. După cum știți, anul ăsta ne-a fătat purcica noastră 3 purcei, deși ne așteptam să fete vreo 10. Unul s-a născut mort și ceilalți doi au crescut până acum. Acum câteva zile i-am castrat și le-am pregătit aici un țarc din trambulina asta care s-a rupt acum 2 ani. Am îmblăcat-o în plasă, i-am pus o prelată, chiar dacă e mai veche și inestetică, să le țin un pic de umbră și să nu-i bată vântul, să-i sufle ploaia când plouă. Da, nu-ți faci griji că o să-și facă treburile aici și ești chiar lângă casă și o să vină multe muște. Crezi? Sunt sigură. E, dar muștele stau aici, în zona aia, și noi de aici o călătorim cu ei încolo, știi? Îi lăsăm o zi, două, mere mai încolo. Totuși, nu crezi că-s cam lângă casă? Unde să-i ducă? Trebuie să le duci apă și mâncare. Păi, dincolo de Uțus, de exemplu. Da, acum îi aduc aici și vedem cum se comportă o zi, două, să fie mai aproape. Le-am adus o teică, o tracă și mă duc să-i prind. Mă duc să-i prind că-s mari și grei. Și numai bine le-am putea pune răsfățuri, le punem zări de la capre. De la câte capre? Le punem zări de la capre, le punem lături de foarte bună calitate și... Bine că de fapt lăturile numai le arătăm, nu le punem, că nu-i voie să le dai lături din casa la porci. Așa m-au zis că e legea, na, trebuie să respectăm legile în țara asta. Dar zero să le dăm și făină de cea mai bună calitate și o să crească purcii ăștia, să vedeți ce fain să fac. Mă duc după ei să văd cum îi prind. Noi mai cosă câte un pic de o tavă și le arunca acolo, dar ideea este că ei vor putea și paște. Sigur. Încă nu le pun drod în nas, astăzi văd cum se comportă și dacă fac prostii le pun și sârmă. Nu vrei și niște șlapi? Nu trebuie, că așa e ușor. Ba, îmi trebuie, că mă trebuie să mă bag acolo la foc. Sofia? N-o dă-mi. Hai că atâta cât mă bag acolo, mă descurc cu asta. Purcel, mă. Sofia, du-te, pune în lătuța aia, grii niște apă. Hai, dai ciuca, ia, ce putea să le pun. Mai bine, Sofia, mai bine, stai să zic. Poți să aduci de la pui, de carne, aia, de, oala de la apă. Nu-i bună oala. Dar de ce? Un torc și fac gălăgie. No, mă. Te-ai găsit iarna. Ai obosit, domnul. Domnul nenea țăran. Dar păi e greu de adus pe deal în sus de acolo. Da. Hai, ciucu, ciucu, ciucu. Hai, ciucu, ciucu, ciucu. Hai, prietenule. Hai, prietenule. Du-te, mai ia de una. Dupe, hai, prietenule. De ce nu aduci furtunul, draga mea? Adă furtunul. Ia ce bine îmi place. Câta mi-e frică că... No, dar poate că o încurăța ce am face pe jos. Da, că ei oricum își aleg un loc unde fac și tot acolo fac și îl putem strânge, știi? Mi-e frică că se adună muște și așa îs pe multe. Știi? Bine, lasă că ai godorul destul de mare. Nu te teme. Hai, Sofia! Hai, un pic, ia să-mi Victor, ajută-o pe Sofia!
La mine. Hai băi, Jardel, să vezi ce fain e după ce te răcorești. Tati, mă ajut, te rog să intru. Tati. Te descurci tu, că nu e așa greu. Nu, no, bine, Sofia. Dar că te-ai trecut de mine. Lasă-mă apropie de ea. Sigur. De ce nu mai vine apă? Nu știu. Că nu-i pornit, dar pasă pe el. Stai, bă, să te curăț pe nas, mă. Vezi cât de curat o să fie. În curând, în tăcă zoa ce spălăm cu ușor. Ce vrei tu? Orgi! Ce-a făcut? Mănâncă-i porcii! Păi de-aia se spune de copiii care mănâncă urât la masă, că mănâncă ca porcii. Uite așa! Hai! Da! Că de undița ta ori stai ei acum? Da, uite! Au acolo toate bunătățile din lume. O să o prinde. Victor, nu ți-e frică cu bluza aia pe tine? Mi-a prins-o! Mi-a prins-o! Oameni buni! O trecut câteva zile de când am mutat purcei aici. Haideți să trecem pe la purcei ăștia să vedem cum s-au descurcat și ce s-a mai întâmplat în ultimele două zile. Din prima zi ori început să scurme și mie nu-mi convine, pentru că tot platoul ăsta l-am îndreptat cu buldo și am nevoie să rămână drept. Așa că la domniile lor le-am pus eu cu soția drod în nas. Foarte frumos, de atunci ați cuminți, sunt ca niște cățeluși. Foarte cuminți. Mi-a sugerat apa să le pun și niște crengi cu frunză peste prelata asta. Deși n-am avut vreme să fac asta, s-ar putea să fac în viitor apropiat. Însă, motivul, ca să vă lămuresc un pic acum pe final, motivul pentru care am adus purcei aici este că în primul rând trebuie să-i separ de mama lor, că deja au peste 11 săptămâni. Am socotit că în țarcul ăsta voi putea să-i plimb mutând țarcul și astfel ei pot să și pască pe lângă mâncare pe care noi le dăm, iarbă, și am văzut că și fac asta. Mănânc acum, după ce le-am pus sârmă nas, mănânc așa ca și cum ar mușca din iarbă, foarte cu minții, foarte prietenoși. Ne place de ei. Uite-te că e cald la purcelușul ăsta. Și problema se rezolvă simplu. Pe canicul ăsta m-am pus din mea mudat micuțul. Așa ne. Sau m-am învățat cum se pornește furtunul, dar nu mai știu cum se oprește. Și o dăm purcei frumos. Acum cred că vine apă. Da, vine apă foarte caldă, pentru că furtunul, apa din furtun se încălzește. Iar imediat o să se răcorească din ea lor. Oh.
Îi mai udăm din când în când, pentru că chiar aici aproape de casă. Se înțeleg foarte bine. Ia că am aflat și cum să oprește. Da, păi nu știu, nu i-am aflat logica. În fine. Tu l-ai, Doamne, cât poate fi de cald. Oameni buni, ăsta e video de astăzi. Spuneți-mi ce părere aveți de invenția asta de țarc pentru purcei. Cred că o să țină ceva vreme, cel puțin o lună, două, până vine frigul și o să le găsim un loc mai permanent. Avem acolo și o cușcă din care puii de carne au plecat cu toții și aia se poate frumos așeza în locul ăla unde am lăsat ușa. Probabil chiar și până la iarnă vor putea să conviețuiască în acest perimetru, mutați tot mai încolo și tot mai încolo, păscând. Și așa că sunt curios de reacția voastră la acest video. Neapărat să-mi scrieți în comentarii. Dacă vă place acest video, dați-ne un like. Vă salutăm pe toți, vă mulțumim pentru vizionare, salutăm abonații și membrii canalului Orășan la Țară. Vă salut și ne vedem data viitoare.